Tu întorci pe oameni în țărână și zici: întoarceți-vă, fiii oamenilor, căci înaintea ta 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut, ca o strajă din noapte, îi mături ca un vis. Dimineața sunt ca iarba care încolțește iarăși, înflorește dimineața și crește, iar seara este tăiată și uscată. Iubită familie îndoliată, dragi frați creștini în Domnul Iisus Hristos, ne aflăm în acest loc unde credem că pentru viața aceasta e capăt de drum. Aici toate speranțele omului puse pe pământul acesta și pentru pământul acesta s-au spulberat. De aici înainte, după cuvântul lui Dumnezeu, nu ne urmează altceva decât faptele noastre. De aceea este foarte important ca în aceste momente de durere fiecare dintre noi să reflectăm la viața noastră, la felul în care ne-am petrecut-o pe pământul acesta și să ne întrebăm cât de aproape sau departe am fost de Dumnezeu. Pentru că de aici înainte, oricine ar căuta să intervină pentru noi, nu mai poate face nimic. Noi vorbim aici, la căpătâiul acestui frate, dar suntem siguri că el nu ne ascultă și nu ne aude. Noi nu mai putem face nimic pentru el. Dar suntem aici ca să înțelegem că și noi suntem trecători și într-o bună zi Dumnezeu ne poate chema pe fiecare dintre noi la odihnă. Suntem aici ca să înțelegem că atât timp cât trăim pe pământul acesta, putem face ceva bun pentru noi și pentru cei din jurul nostru. Și mai suntem aici ca să ne mângâiem cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, căci chiar dincolo de moarte există o speranță. O speranță care a încolțit pe cruce la Golgota pentru fiecare dintre noi, o speranță care ne spune că dacă vom fi copii ascultători de Dumnezeu, El, Fiul lui Dumnezeu, acela care a murit pentru noi, va veni și ne va trezi pe fiecare la o viață veșnică. Că Sfânta Scriptură ne vorbește la 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetele 13 la 18. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Venim de multe ori, asistăm la evenimente de felul acesta și plângem. E normal. E dureros. Pentru că pentru o vreme ne despărțim de cei care ne-au fost dragi. Ne despărțim de tatăl, ne despărțim de mama, ne despărțim poate de copii. Dar dacă am fost și l-am urmat pe Domnul Iisus Hristos, cuvântul lui Dumnezeu spune că noi ar trebui să ne mângâiem, că totuși, prin moartea Domnului Iisus, există o speranță ca într-o bună zi să ne putem revedea. Nu mâine. Aici nu pleacă nimeni, așa după cum vom citi din cuvântul lui Dumnezeu, în rai sau în iad. E un somn, un somn pe care îl petrecem până în ziua în care Dumnezeu ne va chema pentru judecată. Căci însăși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămași, vom fi răpiți toți împreună cu El în nor, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă, dar unii pe alții, cu aceste cuvinte. Am citit aceste lucruri pentru această familie. Să înțeleagă de fapt că dacă fratele a fost credincios și în judecata lui Dumnezeu va fi găsit drept, iar noi vom urma calea lui Dumnezeu, există speranță de a ne reîntâlni, de a fi cu El și de a petrece împreună o veșnicie. De aceea momentul care ne rămâne în viața aceasta este crucial, este foarte important pentru fiecare dintre noi. Depinde de alegerile pe care le facem. Cuvântul Domnului ne îndeamnă și ne spune în Faptele Apostolilor, capitolul 17, Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. De ce? Spune mai departe, pentru că a rânduit o zi când ne va chema la judecată. După dreptate, prin omul care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netălăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți.
Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. După momentul acesta al morții, când după cuvântul Domnului țărâna se va face din nou țărână, Dumnezeu a rânduit o zi când ne va chema pe fiecare dintre noi la judecată. Pentru ca să înțelegem acest moment, aș dori să citesc din una din pildele Domnului Iisus Hristos cu privire la ziua judecății. Este vorba despre pilda bogatului și a bogatului nemilostiv. Evanghelia scrisă de Luca, capitolul 16, versetele 19. Era un om bogat, care se îmbrăca în profiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și îi lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit, a fost dedus de înger în sânul lui Avram, a murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus și a văzut de departe pe Avram la sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului și să înrăcorească limba, căci grozav sunt chinuit de văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar le-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și voi, este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te, dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă n-ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă învia cineva din morți. Aceasta este Evanghelia lui Dumnezeu, cuvântul sfânt, una din pildele minunate ale Domnului Iisus Hristos. Și aici Domnul Iisus Hristos, după învățătura unora care credeau pe vremea aceea, așa după cum se crede și astăzi, că omul de aici merge în rai sau în iad, spune această pildă pentru ca ei să înțeleagă de fapt ce se întâmplă după moarte. Într-una din zile, un profesor care terminase tocmai cursurile își cheamă elevii și întreabă pe fiecare dintre ei ce vor face în viața lor. Fiecare bucuros spunea viața lui, cum gândea ei, cum s-au gândit ei că va fi viața lor și spunea că vor termina cursurile superioare și el întreabă și după aceea ce veți face? Păi îmi voi căuta o soție sau un soț, îmi voi face o familie frumoasă și după aceea voi încerca să am niște copii, să am o familie model și după aceea stă și se gândește, își dă seama că viața trece totuși, oricât de târnă și puternic este, spune, păi probabil voi asista la căsătoria cu nepoților mei și după aceea, păi cred că voi fi pensionat și mă voi bucura de pensie și totuși profesorul spune, dar nu v-ați întrebat după aceea ce se va întâmpla. Tânărul rămâne un pic pe gânduri și răspunde cam a nevoie, păi probabil voi muri. Și atunci profesorul face o pauză și pune încă o întrebare. Și după aceea, dragii mei, fiecare dintre noi gândim doar pentru viața aceasta. Tânărul nu a știut ce să zică, dar profesorul, fiind un profesor creștin, spunea, și după aceea vine judecata. Ne-am gândit la lucrul acesta. Sfânta Scriptură prezintă aici două clase de oameni. Nu este vorba despre bogat sau despre Lazar. Este vorba de mine, de tine, de noi care suntem aici. Fiecare dintre noi putem să fim de o parte sau alta. În ziua judecății, când cei doi vin înaintea lui Dumnezeu, unuia dintre ei se spune, în viața ta, pe pământul acesta, tu ți-ai ales lucrurile cele bune. Care sunt lucrurile cele bune pe pământul acesta? Ce ne place nouă să facem cel mai mult? Ne place să studiem cuvântul lui Dumnezeu? Ne place să stăm lângă El? Ne place să ascultăm de Dumnezeu? Ne place să povestim altora despre dragostea lui Dumnezeu, despre jertfa Lui? Sau
Ne place să trăim în felul lumii. Ne place să nu ne deranjeze nimeni cu vorba lui Isus. Ne place să fim lăsați în pace, să ne bucurăm de viața aceasta, căci aici e raiul și aici e iadul, spunem noi. Și totuși, Domnul spune, și după aceea vine judecata. Și judecata aceasta se va ține cu privire la tot ceea ce noi am făcut când am trăit în viață. Fie bine, fie rău. Dragii mei, suntem pregătiți pentru momentul acesta? Mulți oameni investesc foarte mult pentru cei care au plecat din jurul lor ca să facă ceva pentru ei. Să poată să-i aducă, zic ei, pe calea cea bună. Dar observați ce spunea aici cuvintele Mântuitorului în această pildă. Au pe Moise și pe proroci. Mergem de multe ori și întrebăm pe cei care au murit. Cuvântul Domnului spune, un popor nu va întreba niciodată pe cei morți și ei vor întreba pe Dumnezeu. Noi astăzi avem Sfânta Scriptură la îndemâna noastră. Acesta reprezintă pentru noi astăzi prorocii și Moise. Dacă nu studiem cuvântul lui Dumnezeu și nu-L lăsăm ca El să pătrundă în viața noastră, spunea Iisus prin acea pildă, chiar dacă ar învia un mort la viață, noi tot nu-L vom crede. Un împărat al vremii, de fiecare dată, atunci când cucerea o cetate, avea un obicei. Poate că ați mai auzit această întâmplare. Trimitea un crainic al său cu o făclie și o punea în fața cetății. Și apoi crainicul striga în gura mare. Atâta vreme cât această flacără arde, fiecare om din această cetate poate să devină soldatul împăratului Macedon. Trecea clipele, trecea momente, treceau orele. Unii, încetul cu încetul, ieșeau de acolo și se alăturau ca ostași în oartea lui Alexandru Macedon. Atunci când făclia era stinsă, cetatea era nimicită și arsă de pe fața pământului. Nu mai rămânea nimeni. Cunoaștem istoria și știm că nimeni n-a putut să stea în fața lui Alexandru Macedon. Astăzi nu un Alexandru Macedon, ci însăși Domnul Iisus Hristos pune această făclie în fața cetății noastre. Cuvântul lui Dumnezeu spune, căci cuvântul tău este o candelă pentru cărarea mea, pentru picioarele mele. Atâta vreme cât această făclie arde înaintea noastră, avem posibilitatea să devenim un soldat al lui Hristos. Va veni momentul când nu vom mai putea citi. Va veni momentul când vom încerca să facem o schimbare în viața noastră, dar nu vom mai putea. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește astăzi, în această clipă, în această zi frumoasă, dar plină de durere în inima noastră, pentru că cineva dintre noi pleacă și nu ne vom mai vedea, nu ne vom mai întâlni cu el. Până când spuneam, dacă va fi găsit credincios în ziua finală, dar până atunci, cei care încă trăim pe pământul acesta, avem posibilitatea să ne împăcăm cu el până nu este prea târziu. Iov, un bărbat credincios, care credea în revenirea Domnului Iisus Hristos și în judecata finală, spunea, aș vrea ca aceste cuvinte să fie rugăciunea noastră a tuturor. Aș vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte. Vrem noi ca viața noastră pe care o trăim pe pământul acesta, vorbele pe care le spunem, se amintea acasă că vom fi judecați după vorbele noastre, să fie scrise într-o carte și să vadă întreg universul. Iov spunea, aș vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte. Aș vrea să fie săpate cu un priboi de fer și cu plumb în stâncă pe vecie. De ce? Dar știu că răscumpărătorul meu e viu și că se va ridica la urmă pe pământ, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta. Dragii mei, tânjește sufletul nostru de dorul de a ne întâlni cu Domnul Iisus Hristos, indiferent metoda pe care El o alege, dorim să ne întâlnim cu El, să terminăm cu pământul acesta în care vedem numai nenorocire, incertitudine, durere, nesiguranță.
El a promis un loc minunat și spunea ucenicilor și ne spune și nouă astăzi: mă duc să vă pregătesc un loc, pentru ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. El a plătit pentru noi, El a murit pentru noi, El a pregătit un loc pentru noi și acum ne așteaptă. Vrem să mergem acasă. Iov spunea: sufletul meu tânjește de dorul acesta. Și mă rog ca Bunul Dumnezeu să lucreze în inima noastră, pentru ca fiecare dintre noi să tânjim în a ne întâlni cu Domnul Iisus Hristos. Un ultim cuvânt cu această ocazie, tot din cartea lui Iov, 22, capitolul, versetul 21-23. Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Știți, vom avea pace chiar în momente de felul acesta. Va fi o durere în sufletul nostru pentru că ne despărțim, așa după cum mă despart de fiul sau fiica care pleacă într-un loc îndepărtat, dar știu că mă voi reîntâlni. Cu toate că pe pământul acesta n-avem siguranța că ne vom mai întâlni. Dar în momente de felul acesta, dacă suntem credincioși, avem siguranța că ne vom întâlni. Totul depinde de noi. Și spunea Sfânta Scriptură: să ne împrietenim cu Dumnezeu și vom avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Cât de minunat va fi dacă noi vom fi credincioși ziua când Domnul va veni și își va lua copiii mici și va pune în mâinile mamelor cei care au plâns pentru ei. Cât de frumos va fi lucrul acesta atunci când Tatăl, cel care a fost credincios și a plecat în mormânt, se va întoarce și își va întâlni fiul sau fiica care au rătăcit departe de drum, dar s-au întors la Domnul și se va întâlni cu ei. Va fi o bucurie extraordinară. De aceea spunea cuvântul lui Dumnezeu: noi trebuie să avem iarăși acea fericire. Primește învățătura din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic, dacă te depărtezi de fără de lege. O singură condiție: dacă te depărtezi de fără de lege. Mă rog ca Tatăl Ceresc să lucreze la inima mea, la inima dumneavoastră, să ne putem depărta de fără de lege, să putem să ne împăcăm cu Dumnezeu până nu este prea târziu. Mulți dintre noi suntem conștienți că trebuie să facem o schimbare în viața noastră, dar de fiecare dată spunem că o facem mâine. Dragii mei, dar ziua de mâine nu ne aparține nouă. Astăzi, ceea ce putem face, trebuie să facem. Cuvântul lui Dumnezeu spune: tot ce găsește mâna ta să facă cu toată puterea, căci în locuința morților nu mai este nici lucrare, nici durere, nici consfătuire. Astăzi trebuie să ne împăcăm cu Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute ca să înțelegem cuvântul Său. Și mai mă rog ca El să rămână alături de această familie, să simtă mereu binecuvântarea și prezența Tatălui Ceresc în mijlocul lor, pentru ca într-o bună zi, ei, noi și toată această localitate, de ce nu, să putem să ne întâlnim cu Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.